Salutare, prieteni, eu sunt Arman și astăzi o să aruncăm o bagnotă de 100 de lei pe jos pentru a vedea reacția oamenilor. Pace! Ei, nu te supăra, cred că mi-au căzut banii. I-am văzut pe jos. Nu mi-au căzut mie. Cum să vă căzut? Acum i-am luat de pe jos. Tocmai mi-au căzut banii. Și eu vă spun că am luat de pe jos acum, de unde v-au căzut dumneavoastră? Puteți să-mi dați banii înapoi, vă rog? De unde știu eu că v-au căzut dumneavoastră? Cu camera aia de acolo. Acum i-am luat de pe jos. Acum m-am aplecat eu trecând pe aici. Am înțeles, mi-au căzut. Am luat de pe jos. Da, dar eu fac un experiment. Ce legătură are asta cu banii? Păi eu i-am dat jos. Nu, dar vorbim de bani, nu de experiment. Da, eu să văd cine mi-a banii și cine nu. A, nu ați văzut că mi-au căzut banii, poate? Eu am văzut bancnota pe jos și m-am aplecat acum, okay. 30 de secunde. Eu am dat-o jos intenționat ca să o vedeți și să o luați. Și care e scopul chestii astea? Să vedem cine e onest și cine nu. Iar dumneavoastră, că mie nu da. Rezolvă și nu mi-e... Nu... Uitați-vă acolo. De ce credeți că e camera aia acolo? Mulțumesc frumos, apreciez. Te-au căzut banii. Sunt banii mei? Da. Mersi frumos. Stai mei? Mersi. De la tine au căzut. Oh, ok. Mersi. Ei, ia, nu vă supărați. Îmi cer scuze, ați văzut cumva o bagnotă de 100 de lei pe jos? Sigur? Că cred că mi-a scăpat? Nu? A, ba da, era 100 de lei pe jos. Nu, puteți să ne controlați. Eu fac un experiment social și v-am filmat. Poftim? N-ai luat nimic? Codruț! Ei, băieți, nu vă supărați. Ați văzut ceva pe jos? Da? Ce ați văzut pe jos? E, na, al cui e? Mersi frumos. A, vă salut. Să... Nu, Doamne ferește. O să mai dai extra bani, nu-i problem. Îți dau cu două bândă. Hai. Ei, nu te supăra, cer scuze. Băiatul cu șapca roșie. Ai văzut cumva 100 de lei? Sigur? Că, cred că mi-a căzut. Ia vezi tu. Aha, mersi frumos. Ai văzut. Păi am văzut. Nu, îmi cer scuze. Bine, nu-i problemă. Auzi? Da. Voi, ăștia de aici, îmi cer scuze că am vrut să văd, dar să reacționez cum... Cum? Nu-i bine să fur. Da, nu-i bine adică, să furi. Na, dar sunt alții care... Care ce? Care pierde și... Pierde? Tu ai încercat. Ce anume? Adică, m-ai încercat să vezi dacă se recunosc sau nu. Da, sunt banii mei, nu? Păi și ce ți-a venit? Am încercat. Aveai nevoie de bani sau care-i fază? Nu, am nevoie. Adică, uite, dacă îți cer, îmi dai? Nu că ești ok, adică ce ai nevoie de bani? Ai nevoie de bani? Da. Păi eu ți-aș fi dat, dacă îmi dădeai bani, înțelegi? Păi eu ți-aș fi dat, dar tu nu, da, dar intenția a fost rea. Da, dar... Ți-am zis, ai văzut niște bani, ce ai zis? Primul lucru, ce ai zis? Am zis că nu. Salut, ce e asta? Sunt IT. Serios? Din buzunar. La modul cel mai serios. Mersi frumos, să apreciez. N-ai pentru ce. Ce anume? Aha. Uite, stai așa că cred că am prins un infractor.
mă uit la el acum, se uită la bani, îi admiră, nu știe ce să facă cu ei. Și acum stai că mă duc după el. Ia să dacă se întoarce. Ia. Mă apropiu de infractor. Și se pare că infractorul a luat bani. Nu v-ați supărat, cred că-s banii mei. Da, mulțumesc frumos. Da. O zi bună. Ce să fac? Am cu bani. Sunt banii mei? Da. Mersi frumos, apreciez. Mulțumesc. Așa. Ia stai așa. Nu vă supărați. Domnul, mi-a căzut și mie niște bani? Da. Mulțumesc. Așa, să trăiți. Bine. High five. Mulțumesc frumos. Dacă te superi, îmi dai și mie 5 lei să-mi iau o bere? Păi dacă nu mi-ați dat bani, cum să vă dau bani? Păi v-am dat bani. Păi după ce m-am întors eu să vă zic să dați bani. Păi și cum merge treaba? Dacă erați un om onest, veneați și mă strigați, ei, domnul, ți-a căzut banii, nu? Da, da, am venit înapoi, nu, m-ați chemat. N-ați venit, v-am chemat și după aia ați venit înapoi. Păi nu merge așa, știți dacă cum e regula? Dacă nu mergi, stai cu minte, că nu cu minte. Dacă nu vrei să dai 5 lei, nicio problemă. Bine, hai, vă să salut. Fii lumit. Da, da. Mi-au scăpat banii? Da. Ok, mersi. A... Dar le făceam un experiment acolo. Da, era sigură. După ce s-a auzit, s-a auzit. Ați văzut ceva pe jos? Aia, 10 lei. Uite, e o cameră acolo. Eu zic să te răzgândești. Mersi, șefule, hai. Hei, scuză, șeful, boss, ei mei, mersi. E, știu ce zici, când e la distanță, ei, că dă dracu, dacă a plecat omul. Da, nu, nicio problemă, hai, te salut. Sunt ai mei? Da, ok, mersi frumos. Sunt banii mei? Ah, mersi frumos! Ce? S-ai mei? Da! Mersi frumos! Da. Sau nu stai tăși? Nu, no, mersi! Fac un experiment! Ce? Să văd acolo ce reacția oamenii! A, serios? Hai! Hey, sir! Mi-ai văzut cumva 100 de lei? S-ai mei, a? Scuze! Nicio problemă! Îmi place uniforma! Nu te supăra. Da, cred că mi-a scăpat niște bani. Da. Da, mersi, apreciez. Nu mi-a căzut bani. Mersi frumos. Poliția română, da. Da. Stai așa cam. S-ai mei? Da, te-au găsit acum, Adin. Oh. N-ar cred. Mersi frumos, apreciez. Da. Gata, am terminat. Sper că v-a plăcut experimentul din această zi. Se pare că unii oameni au fost mai onești ca alții. Ca de obicei, nu uitați să vă abonați și să dați cât mai multe like-uri și să intrați pe Instagram meu, unde veți găsi preview de la episoadele noi și de asemenea tricourile pace și cartea mea are balta pește, special creată pentru a înțelege cum gândesc fetele în funcție de mediul din care provin.
Pace!